Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, de subscribe, să ajungem cât mai repede la 400 de abonați. Noi avem nevoie de puțini abonați, 50 de abonați, cam așa. Astăzi, 4 noiembrie când filmez, am plinit de când am dat-o la montă, de 6 ore a prins-o, a căzut de pe ea. Face 2 săptămâni astăzi și trebuie să o controlez. M-am uitat la mai multe videoclipuri pe YouTube, cum se controlează, cum astea, și voi încerca acum să văd dacă se simte ceva. Este dimineață, n-am apucat să-i fac curățenie acolo, aici n-am apucat să-i schimb apa, i-am dat mâncare, i-am dat tot și acum o vom controla. Dar înainte, nu uitați de linkul din descriere, am Instagramul acolo, mi-am făcut alt Instagram și o să vă anunț acolo când postez video nou pe YouTube, așa că dați-mi un follow acolo, să fim și acolo mai mulți. Aici i-am schimbat paiele cu rumeguș, am făcut rost de niște rumeguș și mai am acolo în sacul acela plin cu rumeguș și am pus aici în cuib doar și am pus această scândură când dacă o să fete, să nu iasă pui așa cum vor ei, pe unde vor, să-i calce în picioare. Și haide să vedem dacă simțim ceva și dacă prin absurd nu știu eu să o controlez, să zic, lăsați-mi în comentarii cum se poate controla o iepuroaică, pentru că nu știu dacă am înțeles ceva, voi vedea acum și haide să îi dăm drum. Ok, am pus-o pe grătarul acesta, femeluța, să o întoarcem în locul să facem și am înțeles că trebuie băga mâna așa, pe aici, și ușor, da, se simte ceva, da, deci este gestantă, m-am făcut numai păr, încă mai năpârlește puțin, deci da, se simte ceva. Aici, în spate, dacă dau așa, da, se simte, nu o mai stresez acum. Ia uitați, nu mai păr, se simte, da, într-adevăr, se simte acum, chiar foarte bine. Bine că nu sunt ei acum foarte mari, dar se simte ceva și nu mai... dau acum. Acum este puțin mai blândă. Am prins-o mai repede. Să o iau aici. Haideți să nu mai stresăm. Și burta, dacă vedeți, nu se focalizează. Și burta o are mare. Gata, am băgat-o înapoi acolo, m-am făcut mai păr. Deci, n-aveți cum să simțiți voi, dar am simțit ceva, chiar am simțit și înseamnă că are. Bine că nu poți să-i simți pe toți cât are sau nu poți să știi cât are, acum dacă ai palpat-o puțin. Dar așa am înțeles că se ia, cum am băgat eu mâna în spate și se dă așa, ușor, nu apăsa foarte tare că îi lovim iepurașii și chiar am simțit ceva, chiar am simțit, dacă bagi așa mâna printre picioare și dai așa cu vârfurile degetelor, se simt ca niște biluțe. Pentru că ei sunt formați în formă de cerc.
cam asta este. Mă apuc acum să-i fac curat, să-i schimb apa, îi mai pun aici niște foi de varză și mai vedem ce o să mai fie. Aici asta a rămas goală, trebuie să fac și aici curat pentru că când îi voi separa iepurașii la 2 luni, 3, nu, nici n-am citit pe internet la cât se înțarcă, o să-i bag aici jos. S-a simțit ceva, nu foarte mari, simți puțin, dar se simte, totuși se simte ca data, că în comparație cu data trecută, data trecută nu s-a simțit absolut deloc, dar acum s-a simțit ceva. În continuare este cam agresivă, dacă bagi mâna la ea te zgârie, se ridică în două picioare așa și te zgârie, te... Mi-a făcut și o rană aici, dacă se poate observa. Mai devreme, când am pus mâna pe ea, a sărit cu ghearele, cu dinții. Dar este normal să se apere și ea. Ia uitați-o. Și cam atât cu acest video, cam atât a fost cu palparea iepuroaicei. Hai să vă arăt și iepuroiul. Mamă, ce-ai făcut, mă? Ai mâncat toate paiele? I-am pus aseară niște paie și le-a băgat pe acolo. Am mai și mâncat. Gata, mă, băi. Ciucurică-i. Bă, dacă ai făcut o treabă bună, înseamnă că e bine. Ia uitați ce urechi are. Ce urechi mari are. Mă, și dacă se pricepe careva la iepuri, îmi puteți spune și mie ce rasă este, dacă este vreo rasă, pentru că chiar nu știu, este foarte mare, are urechile mari, capul mare, picioarele mari și uitați cât anamila este, mai mare ca iepuraica, bineînțeles. Oricum, întotdeauna femeia la orice, și la noi oameni, femeia este mai mică ca bărbatul. Dar dacă se pricepe cineva la iepuri, spuneți-mi și mie ce rasă poate să fie ăsta, pentru că l-am luat, v-am spus, cât pumnul era, nu exagerez, cam atât era și l-am crescut eu de mic, de atunci de când era cât pumnul și acum a ajuns detai iepuroiul. Aveam și perechi la el, dar aia a murit. Pentru că tot în cușca asta i-am ținut. Și așa, i-am băgat seara, am venit noaptea cu ei. Și i-am băgat seara așa și dimineața am găsit-o moart. Cred că a murit de frig. Pentru că era iarnă, atunci era zăpadă. Și nu mai mi-am dat seama să-i bag în casă sau altundeva. La căldură. Aici, după cum vedeți, avem plugul. Am arat părțile acelea. Aia de acolo și din coace. Cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul de like, de subscribe, să ajungem cât mai repede la 400 de abonați. Mai avem nevoie de 50 de abonați, cam așa. Avem 350 și ceva. Și cam atât. Noi ne vedem, bineînțeles, la următorul video.